Scaune deteriorate, pereți murdari și fără acoperiș, în așa stare se află în prezent mai multe stații de așteptare din capitală, care sunt uitate de autorități, dar văzute zilnic de oamenii care circulă cu transportul public. Aceștia afirmă că starea acestora este dezastruoasă, iar unele dintre ele sunt deteriorate tot de oameni. Potrivit municipalității, antreprenorii nu se grăbesc de a repara stațiile de așteptare și de a plasa publicitate. Astfel, aceștia urmează să identifice soluții pentru a le renova. Unele din stațiile de așteptare de pe strada Grenoble arată ca după război. Scaunele, pereții și acoperișul acestora sunt distruse, iar oamenii nu au unde să se adăpostească pe timp de ploaie sau ninsoare. Mai mult, aceștia consideră că de vină ar fi tot oamenii. Eu nu știu ce de făcut pentru așa oameni care fac așa dezastru. Rușine, rușine se trăiește în așa oraș frumos, cu așa stații. Dar lumea e vinovată. Această stație se află într-o condiție dezastruoasă, dar totuși văd că o parte dintre ele sunt reparate. Din păcate, sunt vandalizate, așa cum se întâmplă în tot orașul. Intersecția cu Costiujeni tot e foarte rău. Și mai este și la Hristobotev în Vale, cu Independenței, tot sunt stații acolo rale. Sunt mulți, vina oamenilor, asta e, deci nu se discută. Cum oamenii sunt răi în ziua de astăzi? Este într-o stare foarte rea. Sunt stații mai bune, dar în mare parte lasă de dorit. În centru, situația este mult mai bună. Potrivit primarului capitalei Ion Ceban, vor fi analizate starea stațiilor de așteptare, aflată în gestiunea companiilor, care trebuie să se ocupe cu renovarea acestora. E dealul de asigurări că în scurt timp vor fi identificate soluții. Acum sunt 150 de stații din cele aproape 600 reconstruite și urmează altele. Nu prea este lumea interesată să construiască, să-și pună publicitatea și să întrețină stația. Dacă nu și nu, atunci va trebui să căutăm surse ca să investim noi, ca să ducem la bun sfârșit. În total, pe teritoriul municipiului Chișinău sunt aplasate aproximativ 700 de stații de așteptare.